N-ar trebui să fie straniu zgomotul acesta surd, deși eu mă vede din cameră. O minge pasată între tine și ea. Dincolo de pereți, nu e lumea așa cum se vede pe fereastră. Geamul este un monitor la care te uiți și crezi că e adevărat. Din exterior se arată ca o jucărie printre altele, o jucărie cu baloane de săpun. Și nu înțelegi de ce te agiți așa fără sens. Camera dispare între degetele unui copil uriaș. Cred că i-am văzut odată la geam ochii albaștri. Spânzuratul. Lucrurile clocotesc și ele în tăcere, deși nu se întâmplă nimic. Nu mai apucă să-ți acopere fața, obeza ajunge la tine când ești cu ochii deschiși. Își trește piciorul peste tine și trece mai departe. Tu rămâi cu ochii pironiți la becul care atârnă ceapă în de tavan. Cealaltă. O spenești câteodată cum se lungește la șcivă pe podea și din covor apare pata neagră care îmi repetă conturile. Exact ca în filmele cu case pântuite. Îmi plimbă degetele pe punte și atunci îmi caut repede mâinile. Se uită cu un ochi strâmb când o văd. Mă suspectează de crime și violuri. Când dorm, ea se scoală și se plimbă prin cameră. Dimineața o urmăresc pe furiș dintre ceașafe, cum probează rochii și pălării. Cochetează cu un iubit imaginar, pe care o spintecă în final și îi sar de creierii cu un pai. După mă dau jos din pat și imit mișcările. Diminețile au întotdeauna o lumină prea crudă pentru nervii noștri. Jucăria 2. Niciodată nu se astâmpără până la urmă. Mereu mai rămâne o mână care smulge puful de pe haine, un deget care scormănește în perete, un picior care lovește scurt în masă, un nerv zâcnind, o unghie care intră în piele. Camera fără pereți. A vorbi aici e cum ai pieși pe o podea acoperită cu pești. Scaunele tale nu au stechează, ușile toate fără mâneri. Când te plictisești, mă oprești de la telecomandă, cu glonțul la 5 mm de ceafă. Și morțile astea au fost filmate din timp, dar te-ai gândit că e prea mult sânge. Să treci peste ea. Viața nu e în direct. Apeși un buton și e gata. Pești deasupra capului. Știi că obiectele astea nu au nicio importanță, nici măcar cerul și blocurile care se văd prin geam. Toate sunt jucării care atârnă deasupra unui leagăn. Din spatele lor pândește un ochi. Perdeaua umflată de vântul care pătrunde prin crăpături, nimeni nu va da la o parte. Nu va fi o apocalipsă. Mă sufoc în straturile camerei când își împăturește peste mine pereții. Jucăria 3. Aprind lampa și întorc spatele să privesc animalul adormit la piept, respirând greu ca sub apăsarea. Într-o zi se va trezi și mă va face bucăți. Va sta la fel ca acum, cuibărit între piept și perete, sau va fi în spate și îmi va respira în ceapă. Va mușca mai întâi de gât. Mă va șoarbe ca pe o babă de poamă, până rămân o piele flască. Gândurile se vor amesteca între ele, ca stolurile de păsări când sunt în pericol. Voi crede la început că sunt o figurină de pe pervaz și nu să mă întreb de ce corpul meu e atât de rece, de ce brațele îmi cad de parcă li s-au tăiat sporile. Și mă mișc greu ca în smalul topită. Dar lucrurile astea vor fi firești atunci, așa cum crusta melcului trosnește când o strivești cu pantoful de asfalt. Postscriptum. Cu ochii închiși, când geamul a duduit toată ziua și piciorul s-a oprit în perete, o cameră cu o singură fereastră la care se înghesuie morții. O mulțime de victime și un singur suspect după sticlă. Dar e liniște și nimic nu se vede dincolo de cercul gălbui pe care becul desenează în jurul meu. Pese, noaptea pe la 3,
o mână străină în dujbuie și piele, un șir caut și plapămă, căldura animală a unui corp plecat de curând. Mulțumesc!